Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit astăzi în ședința de lucru sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe puncte importante, între care canonizarea doi noi sfinți români și alegerea noului episcop pentru scaunul vacant al Eparhiei Hușilor. Ședința de lucru a Sfântului Sinod a fost precedată de oficierea unui tedeum în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, în prezența membrilor Sfântului Sinod. În continuare, ședința de lucru s-a desfășurat în sala sinodală din reședința patriarhală sub președinția întâi stătătorului bisericii noastre. După citirea apelului nominal, Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a rostit o meditație intitulată Responsabilitatea administrativă și pastorală a episcopului. În continuare, Preafericitul Părinte Daniel a prezentat principalele teme aflate pe ordinea de zi. În timpul acestei ședințe de lucru vor fi canonizați doi viețuitori de ranguri diferite din biserica noastră, și anume Mitropolitul Iosif Naniescu, care va purta numele Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și un mirean foarte evlavios, Gheorghe, de la Piatra Neamț, pentru care noi am recomandat numele de Gheorghe Pelerinul, fiindcă a fost cu adevărat un pelerin și are o popularitate deosebită în rândul credincioșilor. De asemenea, va mai fi inclus în calendarul nostru și un sfânt din altă biserică, dintr-o biserică soră, și așa nume Sfântul Neofit Zevorâtul din Biserica Ciprului. Un alt punct important pe ordinea de zi este alegerea de episcop nou la Huși. Și, desigur, sunt foarte multe teme legate de viața bisericii, de învățământ, de ora de religie, de manualele de religie și, de asemenea, activități privind diaspora ortodoxă română, precum și unele aspecte ale activităților pastorale, misionare din cuprinsul eparhiilor, care necesită o coordonare mai intensă și mai transparentă. Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor continua și mâine.